Bine am regăsit la un nou vlog. De această dată ne întâlnim cu personaje din Mariusel în viața reală. Wow! Wow! No, 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 no. Când te căsătorești cu Mariusel? Pentru că foarte multă lume mi-a cerut să mai facem episoade de genul și s-au strâns multe like-uri la episoadele anterioare. Rupeți butonul ăla de like și astăzi o să-i dăm și o tură cu Tesla pe toți cei cu care ne întâlnim, să vedem ce reacții au. Chiar sunt curios. Rupeți butonul ăla de like și să înceapă vlog. Și bine m-am regăsit la un nou car vlog. Bă, deci pe bune, mi-a fost dor să mai fac videoclipuri de genul. Acum ne îndreptăm către zoomii și sincer, chiar mi-a fost dor să mai fac un video de genul ăsta car vlog. Dacă vreți să mai vedeți genul ăsta de videouri car vlog așa, în care facem alte lucruri mai interesante, am niște idei, lăsați-mi în secția de comentarii. E pentru prima dată că filmez cu camera mare lipită de parbriz, am puține emoții, trebuie să recunosc, dar o să iasă destul de bine, sper. Așa că fără să mai trag de timp, ne vedem la zoomii direct. Zoomii! Primul personaj care apare astăzi, am rămas fără cuvinte că mi-ai zis că pe tine nu te-am dat deloc cu Tesla. Deci eu credeam că tu ai apărut și pe vlog și te-am dat și cu Tesla. Astăzi este ziua, uite, ți-am adus aici mașina să te... Mașina tunată să te leg. Ai văzut-o doar pe alb, nu? Dar n-am apucat să te dau nicio tură. Nu, nicio tură. E, astăzi o să te dau o tură cu Tesla să vedem ce părere ai și pe lângă asta o să spun și câteva întrebări interesante pentru tine de la oameni. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat bala? Ia zic, cum se aude? Te pus de aia, are, ea de fapt nu se, n-are chestia asta, nu, normal. Nu, e evacuare. Am înțeles. Bun. Păi dacă n-am parcare inclusiv. Nu știu cum se aude pe filmare că folosim la variere, dar cred că se aude destul de interesant. Ce, motorul tău fake? Atâta s-a putut la Tesla, atâta. Băi, zic că se aude destul de ok și ăsta fake, nu? Adică... Bă, mă întrebam, cine n-ai bată cu bor mașina afară? Era Andrei care venea azi. E mai specială, nu e o Tesla normală. Da, 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 am așteptat, am ieșit, după te-am auzit, pa, gata. Mă cunosc cu zoomii de foarte mult timp și mă mir că până acum n-am apucat să te dau nicio tură cu Tesla. Dar am văzut de atâtea ori în viața mea. Cam așa se vede, uite. Bun. Damn. No. Damn. Ai rău de mașină? Nu. Nu, e bine atunci. Dar anunță-mă înainte. Ei mă, Zumi, eu am niște întrebări pentru tine până ajungem noi să te dau o tură mai ca lumea. Pentru că momentan nu prea avem unde să ne ducem tare că... Raul ne întreabă, cum preconizezi tu că se va termina seria Mariusel? Ia spune-mi tu mie. Le zic pe ambele sau zic doar una? Cum crezi tu că o să se termine Mariusel? Zi-mi tu, nu zic eu prima sau a doua. Cum crezi tu că o să se încheie seria Mariusel? Deci prima variantă fericită. Uh-huh. Care o să se facă cu toate familiile, să fie din la un moment dat totul clean. Ok, roz. Pace și sănătate între toate taberele cu care te-ai răzbunat și cu care te-ai omorât. Și apoi este varianta tristă în care rămâi singur. Și... și mod de tristeci. Ca care crezi tu că o să fie din astea două? Băi, eu sper că prima, că până la urmă nu vrei să fie acolo flower power. Deci tu crezi că o să fie totul roz la final de tot, când o să fie gata finalul? Da, eu zic că roz e mai frumos. Păi clar e mai frumos asta, dar acum o vedea ce o fi. Câți ani ai în viața reală, ca să știe oamenii așa, că majoritatea oamenilor întreabă pe personaje câți ani au în viața reală? Tu câți ani ai în viața reală? Bă, știu că par tânără, dar... am 64 de ani. Glumesc, am 20 de ani. Da, da, da. Ia să te ții bine să-mi spui dacă ți se pare vezi tare. Vezi că omul în față poate-l caci. Aha, da, 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 uite acum, acum. Yeah! Vezi că prinde bine, rău. Nici nu-ți dai seama de viteză, asta e chestia, că nu-ți dai seama de viteză. Decât dacă te uiți aici, îți dai seama ce viteză avem, de fapt. Ia mai de o dată. Ia uite. Oh, bă, vezi că prinde rău, ce mișto e chestia asta. Te conduce și singură? Uite, acum suntem singură, se conduce. Și acum... Vede că e liber? Ia uite, vezi singură, ține de bandă? Mamă, ce mișto e chestia asta, doamne. Și acum pune frână, că e frică să nu cumva, că vine intersecție, gen, știi? De cât timp faci parte din serialul Mariusel? Că eu, sincer, nu mai știu. Dar ești destul de vechi, adică... Ai, eu zic că 3 ani. Nu, sunt 3 ani jumate, dar că 3 ani jumate și ceva, aproape 4. Deci, de vreo 3 ani jumate? Ești de la început? Atât de început ești? Nu
nici mai țin minte. Sincer, chiar nu mai știu de cât timp e zoomit, dar e de mult, e de mult. Te da. Înțeleg că îți place așa Tesla asta, așa. Bă, da, e chiar foarte tare. Îmi place că e confortabil, eu sunt foarte fixă pe chestia asta. Îi dăm acum către al doilea personaj. Wow! 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 Al doilea personaj, am venit să-l luăm direct de la școală. Ia uite-l cum ne așteaptă aici. Ia uite-l. Punem aici frumos puțin pavarii. Hello! Așa, salut! Hai, pune centura. Nu mă așteptam să mă iei direct pe vlog, direct pe astea. Păi direct la cald aici, frumos. Vezi că am pregătit niște întrebări pentru tine. Da. Și suntem în drum către Tina, ok? Adică o să mergem cu zăpadă până la Tina. Să se vadă și el cu Tina, de ce nu? Dar domnul ăsta se mișcă? Ba tu! Ar câte matache? Dă-i măi! Haide mă că puteai să te bagi! Acum, hai că se poate. Uite cum s-a auzit. O să încerc să te pun la niște întrebări. Dar până atunci mai știi care e treaba cu Tesla. Nu mai! Mai cățești gura ta, Andreiule. În primul rând, câți ani are zăpadă? Zăpada are 15 ani. 15 ani? Fac 16 pe 3 octombrie. Pe 3 octombrie? Da. Cum preconizezi tu că o să se termine seria Mariusel? Ia spune-mi tu mie. Când o să moară Mariusel, nu prea cred că o să se termine, pentru că o să continui cu Sebi. Tu așa vezi finalul, Mariusel mort. Nu da. Vezi? Da, nu, nu în curând. Nu în curând. Nu în curând. Nu. Am înțeles. Ok. Întrebare de la Cătălin. Dacă ai avea 1 milion de euro, ce ai face cu ei? Băi, în primul rând, cred că o parte din ei aș investi, măcar jumate, într-un business sau ceva. Ce business? Și nu știu, n-am în cap un business neapărat acum, dar îmi vine mie ceva. Și jumate, cel mai probabil, să-i duc pe ai mei undeva la munte, frumos, le fac o cabană, că știu că le place acolo și... Drăguț, drăguț, mișto, mișto. Hai că mai am prins și asta să vezi cum se simte și cu evacuarea ca lumea pornită, că acum era încet, încet. Auzi. Dar nu te oprește poliția pentru popoc? Nu, ce, că așa face mașina, e un soft nou, știi? Mașina chiar are boxe și poate să scoată sunete, adică, oricum, dacă mă oprește rarul acolo, e mai așa, mai așa, mai că, complicat da. Dacă e cu rarul. Ce ai vrea să se întâmple în Mariusel în continuare? Nu știu, cel mai probabil în primul rând să scăpăm de Antonel, să fie totul bine. Ok. Și în al doilea rând, nu știu, să nu mai avem dușmani. Fără dușmani, asta fără e vreodată. Fără dușmani. Nu știu dacă se aude pe filmarea asta, dar uite. Mă, Andreiule, mâncați și gura ta. Așa mai faci ea, hai mă, că nu merge așa de repede. No, 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 mai, no, mai vrei, no. Care este numele lui Zăpadă? Numele lui Zăpadă? Da, cum te cheamă pe tine? Băi, porecla este Costaș, dar în general mă cheamă Alex, în general. Mă Alex? Cheamă Alex, Alex mă cheamă, da, Alex. Bun, mă prefac că știam asta. Nu chiar, eu nu ți-am zis niciodată. Da. O dominuță, mai am o surpriză pentru tine. Mai ai o surpriză pentru mine? Ia-te-ne să-ți arăt surpriza. Pune mașina pe autopilot, că avem Tesla. Frumos, merge pe autopilot. Mai nebunii pe autopilot. Sunt dator cu așa ceva. A, da, 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 da. Ia. Asta da, asta da. Felicitări pentru tastatură. Dacă nu știți cum a câștigat-o, a câștigat-o pentru că a fost printre cei mai buni care au cunoscut seria Mariusel și Rapiz, care au răspuns rapid, pentru că noi mai facem concursuri, am făcut la concurs Mariusel de 4 ani și am dat această tastatură. Încă mai sunt premii, așa că dacă vreți să participați, apăsați pe clopoțelul ăla să fiți notificați când facem următorul concurs de genul, că încă mai avem premii. Ok? Așa că acum hai către tine. Bună! Nu te-am văzut niciodată până acum în viața reală. Nici pe TikTok? Nu, bă, te-am văzut în poze, videoclipuri, astea, dar nu te-am văzut niciodată în viața reală, nu ne-am văzut niciodată. Da, da. Corect? Deci, da. Și e și prima dată când vezi mașina, așa. Această că... Această frumusețe albastră. Îți place? Chiar da. E un pic murdărică, da? Vino puțin să vezi așa două ori, așa, să vezi, dă o părere e la foarte... ea. Că e prima dată când o vezi, presupun. Da, e foarte... Dar Tesla ai mai văzut, oricum. E foarte frumoasă. Ce pot să spun? Să o porți sănătos. Te-ai dat până acum cu vreo Tesla? Electrică, dar nu Tesla. Și cea mai rapidă mașină cu care te-ai dat până acum? Ferrari. Ferrari? Da.
emotional, damn it! Ce să mai mă simt acum mic copil? Era Ferrari totuși, de cât? 400-500 cât poate să aibă? Păi acolo, da, acum depinde ce Ferrari o fi fost, da. Am zis, da. Acum, dacă vrei să te dai și cu Tesla, adică dacă... Da, de ce vrei, nu? De ce nu, da. Ok, am pregătit și niște întrebări pentru tine, așa că... A, hai, mașină. O să fie amuzant, da. Hai, alea mașină, o să fie interesante, hai mașină. Eu sunt Pitic? Da. Da, by the way. Tina este foarte înaltă în viața reală, deci chiar este înaltă și mă face pitic pe mine. Ia zic, cum e? Deci ai mai fost cu electrică? Cu ce electrică ai mai fost? Volkswagen. Volkswagen, am înțeles. Nu știu exact să zic ce mașină era, dar știu marca. Cum ți se pare așa la interior Tesla? Foarte frumoasă. Decent așa, nu? Da. Uh-huh. Da, te bagă scaun, da, e... Ce mă, că n-au, de n-am accelerat, nici am accelerat. Ce, și cum e când e accelerez? Prima oară e mai intens. Da. Bun, hai să te întreb care e treaba pe aici. Alex te întreabă, câți ani are Tina cu adevărat? Cu adevărat am aproape 20 de ani. Ok, aproape 20 de ani, pentru toți care erați curioși câți ani are Tina. Am pus întrebarea asta la toate personajele. Cum vezi tu să se încheie Mariusel? Cum vrei tu că o să se încheie serialul Mariusel? Mor de bătrânețe. Mariusel mor de bătrânețe? Da. Mă rog, omoră de, cine știe, Frederico. A, păi zi, care e varianta? Deci de bătrânețe sau de Frederico? De preferat ar fi de bătrânețe, nu de Frederico. Sau deci tu zici că de bătrânețe. Să se întoarcă bezdea împotriva ta, iar... Deci tu zici că de bătrânețe. De bătrânețe de preferat. De bătrânețe, am înțeles. Dacă ai avea 1 milion de euro, ce-i face cu ei? Aș cumpăra naibii o mașină. De 1 milion de euro? Nu contează suma, dacă ia măcar să-mi iau o mașină. Ok, ție o mașină, că nu e 1 milion de euro o mașină. Pe lângă 1 milion de euro, ce mai faci? Bine, e și 1 milion de euro o mașină de acolo, logic. Mai sus și de alea nebune, da, tata, dar nu ți-ai de alea. Zi, în rest? M-aș muta în America. Te-ai muta în America? Da. Nu prea îți place românică? Visul american. Vreau să-l trăiesc. Vrei să trăiești visul american. Ok, interesant. PMB te întreabă. Când te căsătorești cu Mariusel? Mariusel în continuu îți adresează întrebările astea, nu? Îți adresează și ție întrebarea asta? Nu mai poți să pornești live-ul. Nu poți să pornești live-ul că te întreabă mea când te căsătorești cu Mariusel, nu? Da. Am înțeles și eu. Bă, chat, mai întâi primul nivel, nici n-am ajuns la primul, știi? Da, inițial am ajuns la primul, doar că s-au întâmplat niște chestii. Da. Da. Clau te întreabă, Tina, e adevărat că mă iubești și îl trădăm pe Mariusel? Cine-i Clau? Este un băiat, dar cum să-l trădez eu pe Mariusel totuși? Adică, nu, nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu. Ah, nu e adevărat, ok, am înțeles. Te-ai cam gândit așa la ce răspuns dai, dar ok, deci nu e adevărat. Nu, nu m-am gândit, nu. Și altă întrebare, ce ai vrea tu să se întâmple în seria Mariusel? De când aștept momentul ăsta, să-l prind pe Beza și să-l calc cu mașina. A, deci asta e vrea mult. Ma. Ok, asta cu Beza primă, altceva? Sau poate să o cunoști eu pe Bibi. N-ai apucat să o cunoști pe Bibi? Nu, nu. Deci Tina cu Bibi nu s-au întâlnit? Nu. Mamă, chiar nu s-au întâlnit, da. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Jale ar fi dacă... Bine, teoretic eu am văzut-o când eram pe casă. Că tu ai spionat atunci. Rupeți butonul de like ca să vedeți următoarele episoade. Ai primit un mesaj? Da. Foarte interesant. De la un fan Mariusel. Să mă certe. Să te certe? Da. Păi de ce? Ai făcut ceva ce nu trebuie înseamnă. Tina, tu cu Mariusel v-ați sărutat și te vezi cu altul. Bravo, Mariusel, cred că nu știe treaba asta. Sper să ai respect de el. Tu nu știi cât de mult te iubește, tu nu stai pe live-ul lui, dar eu, da, nu știu că ar da totul pentru tine, treaba ta. O să regrezi tu. O să regrezi. Ok. Păi înseamnă că faci ceva ce nu trebuie. Am înțeles. Ne auzim în următorul episod. Da. Crezi tu că merge prea tare? Nu. Da, ok. Mașini sport? Astea, model sport, ce vezi pe... Doamne! 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 Doamne. Ce, doar mângâi pedala aia de accelerație și te duci. Are doar 320 de cai, nu-i ca Ferrari-ul ăla. Ok? Nu-i ca Ferrari-ul. Da. Ce e asta?
Tu nu știai care asta mașina, nu? Nu, ce e? Hai, dă-mă naibii. Da, șmecherie. Ăsta, un X5M. Sunt mai multe. Mercedes am și Mercedes, dacă îți place mie. Deci îți place, nu? Da, da. Asta a fost bonus. Rupeți butonul de like dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul. Abonați-vă dacă sunteți noi. Și noi ne auzim data viitoare. Vă țuc!